Apropierea momentului în care vor participa la task-ul cu telefoanele îi face pe concurenți să-și pregătească partenerii. Când intri pe pagina de Instagram, acolo la mine sunt niște... E poza mea sus, da, câți urmăritori am, și dedesubt sunt niște cerculețe, uh-huh, așa. Și cerculețele alea fiecare e denumit la mine. Unul familia, unul vedeta familie. Uh-huh. Știți acolo că eu am filmuleț cu tata, cu... Bine, eu vreau să le văd, nu tu știu, eu vreau să le văd. Dar las ca să-mi trăi de la tine. De ce? Că eu ți-am zis, eu nu o să intru să văd ceva cu tine. Nu despre mine, nici am întors situația din asta, n-ai emoții despre tine. De ce? Despre persoana de mine, nu? A, de ce o să văd eu? Nu tu, de ce o să văd eu și tu ce o să vezi? Și când am zis că am emoții, în gen, când mă referam... De ce o să vezi tu? Să după dragezi de pe mine ceva. Să dragezi pe tine ceva din ce-am făcut când nu eram cu tine. Da. Nu? Nu știu. Dacă știi că te-ar deranja să vezi o poză cu mine și cu un alt băiat, nu te uita. Pentru că asta e un alt motiv de gelozie. Uite, eu, de exemplu, eu știu așa. Eu am trecut prin chestia asta, eu știu și eu nu sport. Să văd că tu ești lângă o altă fată, să văd că tu pupi altă fată, să văd că îi zici la o altă fată că o iubești, să văd că îi porți de grijă la o altă fată, să-i zici, hai că eu vin după tine, hai că iubita mea de un stiu, sau... și crezi, mă prind. Și eu știu, la și nu îmi face bine. Și știu că asta ne rămâne. Și eu ați zic că tare aș pe 5 ani, bă. Știi când am găsit. Cum mă raportez la informațiile pe care mi le-am dat până acum? De ce vrei să-mi fac? Păi nu e vorba de griji. Ce griji să-ți faci? Cam ce griji ai putea să-ți faci? Când e vorba de ce eu știu, ce eu pot să-mi fac griji, că eu... tu mi-ai zis că tu ai iubit o altă fată. Despre ce griji? Și dacă vezi până acolo, mă deranjează. Dar cum? Dacă vezi altele. Te scârți. Dacă văd altele, parcă eu știu cine e aia. Lasă. Dar am poate și cu mine așa, mă. Cum ar fi să te uiți tu la poate să afară și acolo? Dar măcar mă vezi tu că de frumoasă erau în întâzit. Că de slăbuță erau. După discuția cu logodnica lui, Valentin aborda controversatul subiect și cu alți interlocutori. Ce zici de tasă? Eu n-am nicio problemă cu task-ul ăsta. Adică eu n-am nimic de ascuns în task-ul ăsta. Am poze nud, am poze cu cum îi țin la una pe picior, pe chilos, pe de-astea. Adică na, ea știe lucrurile astea. Sabrina știa de task-ul. Dar ea are poze în telefon, mi-a zis. Mai are și o poză cu nu știu cine, cu ceva din trecut. Adică nu mă deranjează faptul că e trecut. Nu știu, nu are discuții de genul ăsta. Nu cred că a trebuit să... Nu știu, ce, nici n-am auzit ce te vorbi, nu știu. Asta zic că la chestia asta chiar, nu știu, ai fi absurd să... Da, dacă vezi un mesaj cu fostul în care zice așteaptă-mă că vin înapoi. Atunci da, dar tu ce zici? E greu să te raportezi, dar mă gândesc că dacă vezi niște chestii, te afectează acum. Chiar dacă a fost atunci, e ceva ce trece, clar. Dar nu-și pică bine, aia mă gândesc. Uite, o situație, Giovanna ținea poze cu fost în telefon. Da. Și conversații, din ce am înțeles. Nu știu, cred că am înțeles bine, nu vreau să... Mă, nici nu știa că dacă își face relație sau nu. Da, fiecare gestionează chestia asta, nu? Când alții zic că... Nu-i treaba ta ce am în telefon, alții n-au. Nu știu, dar pe mine, de exemplu, eu nu, uite, de exemplu, dau un exemplu, bă, nu vreau să-mi fac eu mie rău. Nu vreau să intru. Așa am gândit-o și eu. Dar cum o să fie afară? Dar n-am ce, bă, am o seară o discuție despre căsătorie și n-am. Noi cum arma la concluzia că nu e căsătorie mai aici, știi? Dar mi-am întrebat, tu ești pregătit să mă iei pe mine ca să zic da, pentru că eu te-am luat de aici la zero. Fără nimic. Fără bani, fără haine, fără ce mai ai venit cu tine. Clar că ești pregătit, pentru că te iau pentru ce ești tu aici. Aici afară e treaba, ia cum gestionăm lucrurile. Așa și cu chestia asta. Ți-am zis, da, dacă vezi că te menții cu ceva, nu știu, că ești căsătorită, că par un copil, că au făcut un avort, că lucrurile astea, da. Știi? Oricum e ciudat, cine se gândea că pana mea înainte sunt că nu ai la mine de pe zi pe alta? Merg la mireasa, hai să ce? Am ieșit cu persoane, am mai... Da, ți-am zis, nu, tot începe din punctul ăla în care ai intrat. Ți-am zis, n-ar fi nimeni nebun să lase o relație și ăla să aștepte, știi? O lună sau cât.
și între timp să nu intervină cu telefon. Cu un telefon sau ce, nu să fie de acolo ca da. Să logodească, să iasă, să... Să se pupe, nu până la logodnă. Da, să rupă și să, da. Să afișeze așa. Da. Da, cum zici sus, mai pui problema altceva. Te ajuns să-i pe cineva în braț să pupi, că imediat sună telefonul. Deci dacă privești în esență, nu e atât de grav task-ul ăsta. Hai, ziceam, numai cum suntem, oricare, și fată și băiat. Prea, nu ar trebui să te lasă să afecteze ceva ce nu are treabă cu tine. Da, da, asta nu. Dar uite că apar și alte discuții, care n-a zguduit un pic de relație. Eu nu ne-am lasă, dar acum când ne-am văzut pe ei un pic tensionați... Un pic mai mult. Mm-hmm. Acum, nu știu, fostele, foștii, în momentul în care te văd la TV, oarecum să mai te caute, știi? Și acolo depinde de tine cum reacționezi. Mm. Acolo o să fie lupta afară, știi? Cum reacționează fiecare. Capricile iubirii. Înțeleg că v-a fost frică de momentul ăsta, nu? Mm. De ce Perneș nu ți-a fost frică? Dar de ce să-mi fie frică de ceva ce nu exista de a... Tu spuneai, te iau așa cum ești, fără nimic, de la zero. Păi da, așa i-am luat-o, nu? Nu... Da, dacă când vezi pe cineva, uite cum zicea Alina, eu nu suport să te aud pe tine, chiar dacă ține de trecut, să-i spui unei fete, te iubesc. Da, probabil poate să te deranjezi, dar asta înseamnă că să o duci într-o extremă care să te ceri pe chestia asta, pentru că atunci l-o iubit, adică na, nu e ca și cum nu e așa. Uh-huh. Nu e ca și cum nu viață înainte de tine, ca și cum, nu știu, na. Nu vine nimeni ce zic că eu sunt fată mare, n-am făcut nimic până acum și... Na, nu știu. E adevărat. Da. Dar de ce are legătură doar cu sexualitatea? De ce tratăm totul doar din punctul de vedere... al sexualității. Nu neapărat din punct de vedere. Acum cred că ăsta ar fi cel mai dureros pentru cineva să vadă lucrurile astea. Nu știu. Dar de ce te poți lega de niște conversații pe care le-a avut tot în trecut, de niște lucruri pe care le-a avut tot în trecut și tu nici nu existeai în momentul ăla? Băi, uite, Simona, de exemplu, a întrebat-o pe Giovanna dacă i se adresa fostului iubit cu același apelativ cu care îl... Și ce, hai să fii serios, toată lumea vorbește așa, adică când ai un iubit sau o iubită, cauți toată lumea o folosește apelativele astea de drăgălășenie, adică... Păi nu, nu e, ideea este că da, și eu îi spun într-un fel soțului meu și Ion probabil că îi spune la fel soției lui, păi da. Dar ideea este că... Nu le spui la fel. Nu le spui la fel. Dar am văzut o diferență între... cum spunea acolo și cum spunea acum. Acum adică? Folosește 4-5 de aia, acolo folosea doar 2, adică nu e la fel. Și probabil și cu altă intensitate și altă privire. Nu înseamnă că e la fel doar printr-un cuvânt. În fine. Chiar nu e la fel, mie nu mi se pare, nu știu, nu e atât de judecat. Uh-huh. Ok, e opinia voastră și până la urmă asta și vreau să știu. Ia ziceți, cum sunteți? Foarte bine. Adică? Am discutat. Și? A, am discutat și noi. Ce s-a văzut în materiale, cumva. Sunteți ne-apușim. Pregătiți de task? Da, de ce nu? Da? Sigur. Bine. Una peste alta, n-ar trebui să fie decât un exercițiu al sincerității. Pentru că acasă este firesc ca doi soți să aibă acces la telefonul celuilalt neîngrădit. Pentru că asta înseamnă că nu ascund, niciunul nu ascunde nimic. Și dă încredere celuilalt. Da, iar în privința voastră, totul ar trebui să fie trecut. N-ar trebui adus ceva în prezent. Tot ce găsiți în telefoane. Iar... Și aș vrea să, dacă mai e timp, aș vrea să le spun că până la urmă fiecare aveți un trecut și cerem... Și nu cred că există cineva care n-a iubit niciodată în trecut. Și atunci nu are rost să vă mai consumați pentru ce a fost. Important e să țineți cont de ce trăiți acum și să nu vă afecteze ce ați găsit acolo. Adică nu văd cum anume, de ce anume v-ar deranja. Ion, de exemplu, este împotriva acestei situații și el zice că ar trebui șterse toate pozele și toate astea, inclusiv de pe conturile de social media. Nu? Eu am zis asta? Da, 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 am mai avut discuția asta odată.
La ce poze? Cu foștii sau cu da, ce? Da, bineînțeles, nu există așa ceva. Eu n-am... Când am avut noi task-ul în casă, nici eu n-am găsit la Raluca. La Raluca n-a avut nici conversații, cred că știa dinainte. Dar eu le-am avut pe toate acolo, nene. Dar n-am ce să ascunzi, ce? N-am avut ce. Da. Da, n-ar trebui să fie asta o piatră de moară, ci pur și simplu ar trebui să fie un test al sincerității. Știți că telefoanele acum vin cu amprentă sau cu recunoaștere facială. Eu recunosc că la telefonul meu, soțul meu are acces și cu amprentă și cu recunoaștere facială. Adică nu... Nu este. Acum, ca să fac secret. O glumă, să detensionez puțin atmosfera, chiar citeam în pauză, mă uitam pe grupul nostru și un fan făcea mișto că Ferneș și-a rupt și cea de-a doua mână de frică că telefonul îi va citi amprenta. Și, da, până la urmă se găsește o soluție, există și cod ca să poți să deschizi.